Vase ceramice și obiecte din lut vechi de aproximativ 6500 de ani, provenite din telul arheologic Gorgana din localitatea Pietrele, județul Giurgiu, sunt expuse în incinta Muzeului Județean Teohari Antonescu până pe 11 mai. Expoziția a fost concepută pe două tematici, una care este dedicată mediului înconjurător și cealaltă cultului religios, prezentând diverse obiecte care făceau parte din viața de zi cu zi a strămoșilor noștri. Dorim să arătăm autorităților locale și locuitorilor acestui județ ce bogăție se află pe teritoriul județului. Noi am gândit expoziția, bineînțeles, e limitată pentru că atâta se poate ca spațiu și ca piese. Am gândit-o împărțită în două tematici de data aceasta. În sala de aici veți vedea partea dedicată mediului înconjurător și hranei, exploatării mediului pentru obținerea hranei, în ideea că analizele care s-au efectuat, sondajele care s-au făcut în zona așezării au arătat că acolo exista un lac vechi. Și pornind de la această idee și de reconstituirea mediului, am încercat să vedem cu ce se hrăneau oamenii din perioada respectivă. În cursul celor trei campanii de săpături au fost descoperite în situl arheologic de la Pietrele 100 de obiecte de cupru, peste 3000 de piese de silex, peste 300.000 de cioburi, precum vase și podoabe. Cred că e o chestiune extrem de interesantă, arătând roadele unei trude care s-a întins pe o perioadă destul de lungă de timp. Avem bucuria astăzi de a deschide o a doua expoziție consacrată acelui sit arheologic din județul nostru, așa numită Gorgana de la Pietrele, care a mai fost prezentată într-o epocă în care cercetările reluate în anul 2002 erau doar la început. Atunci a fost prezentată cu predilecție cu ajutorul unor materiale care existau în colecția noastră datorate fondatorului Muzeului Giurgiuvean, profesorul Dumitru Berciu. Expoziția deschisă până în luna mai prezintă rezultatele săpăturilor efectuate în perioade distincte, cu aparatură și abordări diferite, de către peste 30 de specialiști din diverse domenii, atât din țara noastră, cât și din afară. Scopul acestor cercetări a fost acela de a reconstitui lumea culturii neolitice Gumelnița, una dintre cele mai importante civilizații din ultima jumătate a mileniului 5 înainte de Hristos.